Ce nume de prim-ministru se vehiculează acum la Kiev? Au fost mai multe campanii, de fapt, de promovare a unor personaje politice, numai că, de pildă, în legătură cu candidatura doamnei Timoshenko, de fiecare dată când presa vehicula numele ei, cineva din stafful de campanie a Partidului Prezidențial Sluga Naroda ieșea ca să infirme aceste zvonuri. Acum, din declarațiile președintelui și din declarațiile liderilor politici al Sluga Naroda din această campanie electorală, rezultă că viitorul prim-ministru trebuie să fie un profesionist care vorbește engleza, mai degrabă tehnocrat, mai puțin profil politic, iar președintele Zelenski chiar ieri seară, după, înainte de anunțarea exit poll-urilor, vorbea despre faptul că viitorul prim-ministru trebuie să fie un economist, un guru al economiei, spunea el. Deci urmează ca până în 10 august, când se validează rezultatul alegerilor, să avem numele unui prim-ministru, cel mai probabil un reprezentant al noii generații care într-adevăr n-are legătură cu vechiul establishment politic de la Kiev. Care este programul partidului pro-prezidențial și la ce ne-am putea aștepta în realitate să facă? Bravo, declarațiile Sluga Naroda e un partid politic de tip nou. Ei vorbesc foarte puțin, sunt o grămadă de subiecte politice foarte importante pe care ei nu se pronunță, tocmai pentru a-și păstra o marjă cât mai mare pentru a atrage electora. Dar acum, dacă judecăm după declarațiile liderilor politici, în primul rând mă refer la Dmitri Razumkov, liderul Sluga Naroda, sau după declarațiile președintelui, deci mai puțin după documentele publice, rezultă că partidul nu prea are pe dosare foarte importante opinii clare, precise. De pildă, pe relația cu Rusia, nu există un plan, o propunere de rezolvare a conflictului din Donbas sau de recâștigare a Crimeii. Aici, în programul partidului, vedem doar niște afirmații generale, gen e necesar să susținem în Parlament inițiativele președintelui Zelenski îndreptate către asigurarea integrității teritoriale a Ucrainei. De asemenea, sunt declarații foarte frumoase care indică că viitorul guvern susținut de Sluga Naroda va continua apropierea de NATO, apropierea de Uniunea Europeană, va continua să, spun ei, reformeze armata conform standardelor occidentale, vor lupta împotriva corupției. De fapt, tema luptei împotriva corupției este foarte importantă în ideologia acestui partid de tip nou Sluga Naroda, inclusiv cu propuneri destul de ciudate, nu știu cât se potrivesc cu legislația internațională, oricum nu cu cea internă ucrainiană, adică dosarele de corupție din prima fază să fie publicate online, cine vrea să le citească pe site-urile tribunalelor. De asemenea, se propune desființarea instituțiilor anticorupție care până în acest moment s-au dovedit ineficiente, reformarea Serviciului de Securitate, a Procuraturii Generale, a Poliției și îndepărtarea acestor instituții de zona de afaceri, deci cu riscul de a deranja multe interese. În economie se vorbește de atingerea unui nivel mediu al veniturilor și a calității vieții cetățenilor ucraineni, dar nu ni se spune foarte precis cum s-ar putea obține asta. În schimb, sunt niște paragrafe în programul partidului care sunt dedicate diasporei ucrainiene, foarte puternică în Canada și în Statele Unite ale Americii, diaspora care este invitată să investească în Ucraina și îi se promit niște facilități speciale. E vorba de un pachet de reforme politice, de reforme sociale, evident creșterea pensiilor, deci practic nimic spectaculos, dacă vreți, în programul politic al viitorului guvern. Dar populația
cam care ar fi așteptările lor față de rezolvarea conflictului din Donbass? Cei care au votat, la ce se așteaptă? După rezultatul votului la alegerile prezidențiale și acum mai nou la parlamentare, e clar că lumea a obosit de acest război. Opinia publică așteaptă o rezolvare a conflictului cu Rusia, o încetare a acestui conflict și o rezolvare negociată a diferendelor teritoriale. Nu este imposibil pentru noul președinte să livreze, să spunem, o soluție miraculoasă în condițiile în care înțelegerile de la Minsk sunt interpretate diferit la Moscova și la Kiev. Sigur că războiul cu Rusia și apoi problema anticorupției au ținut capul de afiș al acestei campanii electorale. Dar nu uitați faptul că Ucraina se caracterizează printr-o viață politică destul de agitată și multe alte teme adiacente au dat culoare acestei campanii electorale. Amintiți-vă, totuși vorbim de alegeri parlamentare anticipate ținute în mijlocul verii pe o căldură aproape insuportabilă. Și cât de interesat a fost Rusia de aceste alegeri comparativ cu alte alegeri? Rusia a fost chiar puțin indiferentă. Da și nu. Într-adevăr, la nivel oficial, nu am observat niște declarații care să avantajeze un partid politic sau altul, dar presa subordonată Kremlinului nu s-a abținut și a făcut campanie electorală pentru gruparea politică a lui Medvedciuc, care l-are naș, fiica sa, l-are naș de botez pe președintele Rusiei Vladimir Putin. Deci o interferență a Rusiei, dacă vreți mai degrabă soft, prin intermediul mediei controlate, media controlată de Kremlin, dar care are impact foarte puțin în Ucraina, de vreme ce posturile ruse sunt interzise acolo. Ar fi interesant de văzut și cum a fost mesajul de campanie a lui Poroșenko și a partidului lui. Din păcate, Poroșenko, din păcate pentru el, spun, n-a avut niciun pic de imaginație, n-a reușit să câștige un scor bun decât în diaspora. În Ucraina, lumea a obosit de mesajele lui politice, sigur care sunt belicoase, sunt antirusești, nu face decât să consolideze narativul că el se încearcă să se prezinte ca o victimă a Rusiei, ca o victimă a lui Putin, numai că lumea nu cumpără narativul lui pur și simplu și lumea vede între narativul pe care îl propune fostul președinte Poroșenko și realitatea guvernării sub președintele Poroșenko o discrepanță foarte mare, adică în jurul lui, nu-i vorba de el direct, dar în jurul lui președintele a avut, totuși vorbea de amenințarea rusească și în același timp a avut și a lăsat pe funcții oameni care aveau nu doar contacte cu Rusia, ci cunoscuți pentru, să spunem, acte de corupție extrem de mari care puneau în pericol armata ucrainiană și micșoreau capacitatea acesteia de luptă. Deci, populația l-a sancționat pe Poroșenko atât la alegerile prezidențiale, cât și acum la alegerile parlamentare. Iată, Poroșenko abia pe locul 3 se situează pe locul 2. E drept la mare distanță de Sluga Naroda, un partid prorusesc, tocmai pentru faptul că între declarații și acțiuni politice sunt diferențe enorme, enorme.